obișnuit de a începe concertele noastre. Dar seara asta, înainte de concertul propriu-zis, am vrut să vă spunem o poveste. Am venit la un concert aniversar, ca să apărăsei, sunt 2 ani de la înființare, dar de fapt trupa are vreo 3 ani de zi. Și de fapt, dacă mă gândesc bine, are vreo 4 sau chiar vreo 5. Aici lângă mine este omul care aș putea spune că lucreze o viață, dar atenție, nu în muzică, ci în presă. E Geo Vila, cu care m-am intersectat la Radio Total încă din 1996-97, ceva de genul ăsta. Dar ne leagă o prietenie foarte veche și am vrea să vă arătăm, dincolo de experiențele muzicale pe care le-am mai avut și eu și el, cam cum a plecat totul. Însă, de data asta, provocarea este pentru voi, cei prezenți aici în sală, pentru că sunt niște piese pe care cu siguranță le știți. Așa că, în concertul ăsta, în prima parte, aveți acolo un microfon. Dacă vă ridicați în picioare și veniți alături de noi, pentru că o să vedeți, cântăm împreună în această prima parte, se va auzi și vocea voastră prin imprimarea pe care o face. Așa că, abia așteptăm să vă ridicați, să cântați împreună cu noi, după care va urma concertul Casa Presse. Da?